O depresie înseamnă o varietate de simptome, de la o dispoziție sau o ușoară dispoziție depresivă până la sentimente de inutilitate, de vinovăție, o lipsă de chef, un soi de sentiment de lehamite, activități în trecut care îți făceau plăcere și care nu îți mai fac plăcere în prezent, dificultăți de concentrare a atenției, dificultăți în luarea deciziilor, până la ideație suicidară, care e un element foarte important în depresie și foarte des întâlnit. Adică incidența e undeva la femei între 15-20 și un pic la sută. Se pare că femeile de-a lungul vieții fac un episod depresiv major, la bărbați un pic mai mic, undeva între 5-10% dintre bărbați fac de-a lungul vieții un episod depresiv major, diagnosticat sau nu, tratat sau nu. Lipsă de chef, anhedonie, oboseală, scăderea în greutate, insomnie, fie hipersomnie, dorm mai mult, dorm de-a lungul zilei, dorm noaptea, sentimentul că totul este inutil, nu mai are rost, gânduri negre de tot felul, ideația aceea suicidară, concentrarea atenției care este deficitară, inabilități în mai multe domenii, probleme de comunicare, lipsă de asertivitate, probleme în general de dinamică, bineînțeles că afectează dinamica familială la nivel sistemic, afectează cuplul atunci când unul dintre parteneri trăiește o tulburare depresivă. Mai mult de 2 săptămâni, care se poate prelungi până la câteva luni sau, din păcate, chiar mai mult de atât. Oboseala, lipsa de chef, insomniile, anhedonia, lipsa plăcerii în oricare din activitățile pe care le facem interferează cu funcționarea din punct de vedere profesional. Nu mai dăm același randament, nu mai avem aceeași performanță pe care o aveam înainte din cauza unui deficit de concentrare atenției, dar bineînțeles și cu funcționarea în viața privată. Nu mai am chef să fac nimic, nu am chef să ies, să pot să rămân în casă zile întregi, săptămâni întregi, fără să fac o activitate. Iar orice activitate, cât de măruntă, presupune un efort foarte mare din partea celui care trăiește depresia. Deci, din păcate, interferează cu funcționarea în toate domeniile. Pacienții care se adresează de cele mai multe ori pentru astfel de probleme se adresează medicului de familie, că este cel mai la îndemână. Medicul de familie care trimite mai departe către specialiști, fie către psihiatru, fie către psiholog. Și atunci psihiatrul pune un diagnostic și prescrie o medicație antidepresivă, care este foarte eficientă, iar psihologul, ca urmare a unei evaluări psihodiagnostice, pune de asemenea diagnosticul de, poate pune diagnosticul de tulburare depresivă și recomandă clientul către consiliere sau ședințe de psihoterapie. Se pare că cel mai eficient tratament este o combinație între medicație și psihoterapie. Bineînțeles, depinde și de gravitate, de la moderat până la grav, depinde de intensitatea simptomatologiei. Dar cel mai important lucru este că există o soluție pentru tulburarea depresivă. Fie că persoanele apelează la medicație, fie că apelează la psihoterapie sau combinat, se poate rezolva tulburarea depresivă și e mare păcat să trăiești cu o dispoziție depresivă o perioadă lungă de timp, câtă vreme sunt atât de multe instrumente pe care le ai la îndemână. Sigur, ar trebui să evităm stresul. Cum am putea evita însă evenimentele neplăcute de viață care vin peste noi și la care reacționăm? E greu să evităm acea predispoziție, de exemplu, din structura de personalitate, acele note depresive pe care le putem avea în structura de personalitate și pe care nu le putem masca sau, din păcate, nu le putem, acorda o altă valență decât cea pe care o au. Dar câtă vreme suntem atenți la ceea ce simțim și mergem din timp, adică după câteva săptămâni sau chiar după câteva zile, atunci când simțim că această stare se prelungește, șansa sau riscul de recădere este foarte mic. Dacă, la fel ca și în toate celelalte probleme de sănătate, așteptăm o perioadă mai lungă de timp, e și mai greu de rezolvat și cu un risc de recădere, adică de reapariția tulburării la un anumit interval de timp după, e din păcate mai mare.